Vă salut și eu cu pacea Domnului, spunem bun venit tuturor celor prezenți, inclusiv vizitatorilor noștri, mai de aproape, mai de departe. Și vreau să vă prezint vorbitorul din această dimineață, este fratele George Curcă, prezbiter în comunitatea Rădăuți, județul Suceava, fost membru al bisericii Ștefan cel Mare, frații mai în vârstă, mai cu experiență, probabil că îl recunosc. Și ne rugăm ca Dumnezeu să îl inspire cu un mesaj potrivit pentru sufletele noastre. Amin. Dragii mei, vă salut pe toți cu pacea Domnului și doresc din toată inima ca binecuvântarea cerului, harul și pacea Domnului Iisus Hristos să umple fiecare inimă prezentă în acest loc și plecând de aici să plecăm mai aproape de cer și mai aproape unul de altul. Amin? Așa să ne ajute Domnul. Mi-aduc aminte cu nostalgie de vremurile când eram în biserica de pe Ștefan cel Mare, 36, parcă nu? Pentru că la Rădăuți, coincidență sau nu, este aceeași stradă și același număr, numai că cifrele sunt inversate, adică 63. Și totdeauna fac această legătură frumoasă între adresa de la Ploiești, unde am crescut, am copilărit, și adresa unde sunt membru astăzi în Biserica Adventistă. Mă bucur să fim astăzi împreună și împreună să creștem în credință pentru ca să ajungem într-o zi să fim cu Domnul nostru față către față, așa cum ne dorim cu toții și luptăm pentru aceasta. Vreau să vă întreb, câtă siguranță simțiți dumneavoastră astăzi în vremurile pe care le trăim? Aveți vreo siguranță? Domnul Hristos, da, este siguranța noastră. Dar timpurile, conjunctura evenimentelor vă oferă vreo siguranță? În această dimineață de sabat aș vrea împreună, în câteva cuvinte, să cităm un verset din Sfânta Scriptură și să croșetăm în jurul lui câteva idei care să ne fie de folos pentru vremurile pe care le vom avea de trăit în continuare. Și întrebarea de bază este următoarea. Dacă viața mea și a ta se va surpa, mai rămâne ceva? Dacă se năruie viața mea, mai rămâne ceva? Și haideți să vedem, să pornim de la un binecunoscut text pe care Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel ni-l așează în Sfânta Scriptură și este textul din Filipeni 4:13. Nici nu mai e nevoie să-l mai cităm, așa este? Ce spune acolo Apostolul? Pot totul în Hristos care mă întărește. Spunea într-o împrejurare cineva următorul lucru. Astăzi este ziua în care trebuie să ne îngrijorăm de ziua de ieri. Și nu mi-aduc aminte exact ce poet român spunea următoarele în versuri. Când mergi seara la culcare și îți pui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. Și pune apostroful acolo după azi. Și strofa a doua începea cu doar primul vers, îl rețin mai mult, nu. O zi trecută fără fapte. Deci ziua de care trebuie să mă îngrijorez nu este ziua de mâine, ci ziua de ieri. Ce am făcut eu ieri? Am făcut ceva în care să-L reprezint cu cinste pe Domnul Iisus Hristos? O tânără domnișoară, logodnică a unui tânăr, înainte de cununia religioasă, suferă un accident de circulație în care viața îi se curmă. Pentru acel tânăr, viața s-a
năruit, s-a năruit total. Fiul cel mare al unei familii, datorită unei neglijențe în serviciu, era un șef de echipă, face ca să se curme viața unui subaltern de-al său. Pentru părinții acestui tânăr, viața s-a năruit în acel moment, știind ce va urma cu fiul său. O tânără soție este lovită cu paralizie totală în urma poliomielitei. Viața ei s-a năruit când a aflat acest diagnostic. Și ca și când nu ar fi fost destul, soțul o părăsește și viața se năruie pentru a doua oară și ireversibil pentru această femeie. Un bărbat de 56 de ani își pierde locul de muncă și datorită vârstei nu îl mai angaja nimeni. Nu mai avea nicio șansă ca să aducă pâine pe masă familiei sale. Pentru el, viața s-a năruit în acel moment. Un tânăr soldat, căutând să salveze pe camaradul său, explodează o bombă în timp ce îl căra spre un loc mai sigur și, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva și de a-l reface complet, rămâne fără urechi, fără nas și fără degete de la mâini. Pentru el și familia lui, viața s-a năruit. Fratele meu și sora mea, vă întreb, cât de pregătiți suntem noi astăzi ca să pierdem pe cel drag de lângă noi, pe soț, soție, copii și așa mai departe? Cât ești de pregătit? Observați că în ultima vreme, în ultimul timp, viața este atât de imprevizibilă încât foarte multă lume, atunci când pierd pe cineva apropiat, ce fac? Își pierd mințile. Și vorbeam cu cineva după pandemie, ce să facem? Suntem distruși, suntem nenorociți, au crescut prețurile la orice. Când primea facturile de la lumină sau de la gaz, se temeau să le deschidă. Ce să facem? Și am spus cuiva, mamaie, poți să faci un singur lucru pentru a-ți recăpăta siguranța și încrederea. Ce să facă? Fac. Apasă pe butonul de la televizor. Atât. Ca să-l închizi. Nu te mai uita la știri. Când m-am reîntâlnit cu doamna, a spus, mamă, da ce bine mi-ai spus, că așa de bine mă simt de atunci. Mă simt foarte bine. Pentru că tot ce este în jurul nostru astăzi caută ca să-ți năruie viața. Caută ca să te distrugă, în primul rând, psihic și după aceea și fizic, pentru că apar diferite boli și organismul ăsta este atât de slăbit încât nu mai rezistă cum rezistau cândva. Și oamenii cad pradă depresiei și altor boli psihice. Cum ați reacționat dacă ați ști că soțul sau soția vă este necredincios legământului de căsătorie? Cum ați reacționa când unul dintre copii aduce rușine, dezonoare familiei, vă necinstește numele prin acțiunile sale? Cum ați reacționa? S-ar nărui viața pentru dumneavoastră sau mai rămâne ceva? Apreciez răspunsul că mai rămâne ceva. Și mai rămâne, frații mei, să știți. Haideți să vedem împreună ce mai rămâne în cazul în care viața se năruie. Acum, nu credeți că eu vă spun că e obligatoriu ca viața să ne se năruie în viitorul apropiat sau depărtat. Nu, nu este acest lucru obligatoriu. Dar dacă se întâmplă, ce să facem ca să fim pregătiți pentru acest lucru? Un fost pastor de-al nostru spunea că nu judec pe nimeni care pe marginea gropii cuiva drag își smulge părul din cap. Nu judec pe nimeni, pentru că nu voi ști cum voi reacționa eu când voi trece prin asemenea momente. Nu știu cum o să reacționez. Deseori se aude în jurul nostru vorba că este prea târziu să mai faci o asigurare la o casă
după ce aceasta a fost mistuită de foc. Sau este prea târziu ca tatăl să-i spună băiatului, du-te și închide ușa la grajd, după ce toate animalele au ieșit și s-au împrăștiat care încotro. Este prea târziu ca să faci lucrul acesta. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să fim pregătiți. În cazul în care se întâmplă ceva, să știm cum să reacționăm la împrejurările respective. Spunea Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Ce vrea să spună el prin aceste cuvinte? Orice s-ar întâmpla în viața unui creștin, Pavel a crezut și a demonstrat că poate ieși biruitor asupra oricărui eveniment nefast din viața lui, dacă îl are pe Hristos alături și împreună pot ieși biruitor. Și dacă au în acest Iisus Hristos o credință statornică și în același timp curajoasă. Unii spun o credință nebună, este bună și aceasta. Să crezi în ciuda a tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să crezi în Cel care te-a răscumpărat și care este alături de tine. Un gând care nu mi-aparține spune așa, avem nevoie de o credință care să ne susțină și să ne întărească în timpuri de criză. Să nu ne mulțumim cu o credință care are nevoie de proptele. O credință completă este o credință care recunoaște că pietatea veritabilă nu ne face imuni la suferință și la durere. Cumva trebuie să recunoaștem că viața ni se poate înărui chiar și atunci când ne numărăm printre cei mai buni copii ai lui Dumnezeu. A fi un creștin veritabil nu îți asigură imunitate la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Haideți să vedem. Cum ne putem întări noi credința ca să facem față acestor evenimente? În primul rând, trebuie să credem că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și că El nu ne vrea răul și nu vrea răul niciunei creaturi de ale Lui. El este bun și El vrea ca noi să avem tot ce este mai bun și să o ducem cât mai bine din orice punct de vedere pe acest pământ. Un al doilea lucru, trebuie să avem credință să nu ne îndoim că în lucrurile întâmplate Dumnezeu este la lucru pentru binele nostru. Ce spune Apostolul Pavel în Romani 8:28? Vă amintiți? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. La acest verset al Scripturii există câteva interpretări. Aș vrea să vă redau doar două interpretări care nu sunt conforme cu Sfânta Scriptură. Unii spun așa, toate lucrurile se întâmplă cum e mai bine. Vă dau un singur exemplu. Pleci la drum, oriunde, într-o lucrare misionară, într-o lucrare de binefacere, într-o călătorie, și nu ți iei roată de rezervă și nu ți iei cric sau o cheie ca să desfaci prezoanele roții. Faci o pană, constați că nu ai cele necesare și spui, Doamne, îți mulțumesc, pentru că dacă mai mergeam un kilometru, se întâmpla ceva mai rău. Și îți mulțumesc că tu m-ai ferit ca să nu pățești ceva mai rău și m-ai păzit acum ca să fac pană să stau aici. E corect sau nu? Adică Dumnezeu este responsabil pentru orice se întâmplă în viața mea. Dar eu cu neglijența cum stau? Eu nu am niciun rol în această ecuație, doar El are rolul. M-a scăpat de ce se putea întâmpla mai rău. Și vreau să vă spun că în multe situații din viața noastră, neglijența constituie un păcat. Că dacă eu sunt neglijent în lucrurile acestea mărunte, să zic, ale vieții, voi fi neglijent și în lucrurile spirituale și în relația mea cu celălalt și chiar și cu Dumnezeu. Voi fi neglijent. Pentru că spun, așa cum este vorba la români, e bine, e bun și așa. Merge și așa. Și este o vorbă care circulă printre noi și de multe ori o folosim și noi. Azi că merge așa. Suntem, nu suntem în altă, suntem în România.
Nu Dumnezeu este responsabil pentru rău. Nu trebuie să-L învinovățim pe El pentru ce ni se întâmplă nouă rău câteodată. Nu este El. Că El îngăduie unele lucruri în viața noastră este altă, cu totul altă problemă, dar nu este voia Lui aceasta. Ne putem baza că Dumnezeu va fi prezent pe câmpul de bătălie ca să ne ajute cu problemele, cu poverile, cu întrebările și cu suferințele noastre. La aceasta se referă Apostolul Pavel în acest verset. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu și îl așteaptă pe El. Dacă El îngăduie în viața mea și în viața ta ceva, nu trebuie să mă stau să mă cert cu El, să mă iau de piept cu El. Doamne, dă-mi, te rog, înțelepciune și putere ca să înțeleg ce vrei Tu să mă înveți prin ceea ce Tu ai îngăduit în viața mea. Că dacă nu voi învăța, degeaba am trecut pe acolo. Degeaba am trecut pe acolo. O altă interpretare a acestui verset spune că Dumnezeu este responsabil pentru tot răul care mi se întâmplă în viață. Și observăm în jurul nostru că ne bate Dumnezeu pentru că i-am întors spatele. Și vine grindină, vin inundații cu tremure, caniculă și așa mai departe. Ne bate Dumnezeu. Și de multe ori, interacționând cu oamenii, le spun, nu El ne bate. Este altcineva care ne bate pentru că noi L-am lăsat pe Dumnezeu deoparte, L-am îndepărtat din viața noastră, din școlile noastre, uneori și din bisericile noastre, ca să facem noi ce ne place și ce vrem, să gândim ce vrem și să acționăm cum vrem. Doamne, îmi place cu Tine, da, e bine, dar lasă-mă și pe mine să mă desfășor. Nu ne-ai spus Tu așa că veți cunoaște adevărul și îl vă face liberi să faci ce dorești? Cineva spunea în glumă într-o zi așa, dacă viața îți oferă o lămâie, fă din ea o limonadă. Aș vrea să vă întreb, e oare ușor? Teoretic, da. Iar Apostolul Pavel în acest verset ne spune că dacă viața îți oferă doar lămâi, Dumnezeu va fi alături de tine ca să faci cea mai bună limonadă posibilă. Chiar și când viața îți oferă lămâi. Dumnezeu este acolo, este lângă tine. Și îmi vin acum în minte câteva idei din Scriptură. Stau și mă gândesc la Abigail. Pentru ea, când slujitorii ei i-au spus cele întâmplate, viața s-a năruit în acel moment. Pentru că urma ca și viața ei și a familiei ei să fie curmate. Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu o inspiră și acționează cu cea mai mare înțelepciune. V-ați gândit și la Agar? Viața ei s-a năruit când era cu copilul și se uita la el și aștepta să moară. Pentru Ilie, când s-a năruit viața? După acele evenimente extraordinare pe muntele Carmel, îi spune o păgână, se jură cu jurământ, până mâine atât mai de trăit. Mâine la ceasul acesta și sub jurământ și Ilie, pentru el viața îi se curmă, s-a năruit atunci. Și a venit Domnul și îl încurajă, Ilie, ce faci tu aici? Și a venit Dumnezeu printr-un înger al său și la Agar și o îmbărbătează. Îi dă tot ceea ce a avut nevoie, o încurajează. V-ați gândit și la Gehazi? Stăpâne, privește, suntem înconjurați de oștirile asirienilor. Ce facem? Viața pentru el era... Și el îi spune, Doamne, deschide-i, te rog, ochii ca să vadă. Privește acum, Gehazi, privește, ce vezi? Păi văd niște care de foc. Dacă ei sunt cu noi, noi suntem mai mulți decât cei care ne-au înconjurat. Vedeți cum Dumnezeu în fiecare situație critică a copiilor săi intervine și este alături de ei. Ce trebuie să mai facem ca pregătire pentru că atunci când viața se va nărui să putem face față acestei
întâmplări din viața noastră. Trebuie să avem o credință, că să nu ne îndoim că Dumnezeu nu va îngădui ca poveri imposibile să vină asupra noastră. El nu va îngădui nimic care să depășească puterea noastră de a duce mai mult. El nu va îngădui. Și El întotdeauna are pregătit doar cât eu pot ca să suport, doar cât eu sunt capabil ca să duc. Pentru că dacă nu ar fi intervenit El și nu ar fi El, Satana ne-ar înconvoia cu totul. El ne-ar doborâ sub povara greutăților, a îndoielilor, a necredinței și așa mai departe. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se promite imunitate totală la necaz, nici chiar dacă avem credință. Dar în orice situație de necaz avem făgăduită și avem promisă prezența sa alături de noi. Ce trebuie să mai facem în situații de criză din viața noastră? Să avem credință că în unele dintre suferințele noastre poate exista o țintă mântuitoare. Dacă Dumnezeu vede în comportamentul meu, în caracterul meu, că doar într-un singur mod poate ca să mă desăvârșească, El va îngădui acel lucru. Vă amintiți de Apostolul Pavel? De câte ori a cerut Domnului ca să îndepărteze din viața lui țepușul pe care îl suporta în trupul lui? De 3 ori am rugat pe Domnul și Domnul ce i-a răspuns? Harul meu ți este îndeajuns, pentru că în slăbiciune atunci tu ești mai tare. Și apostolul recunoaște lucrul acesta. Îl recunoaște. Printr-o credință adevărată în măreția lui Dumnezeu, putem nădăjdui să biruim lumea și să triumfăm chiar și în mijlocul a ceea ce este tragic. Sunt unii oameni dintre noi care se raportează în mod greșit atunci când trec prin situații neplăcute în viața lor. Unii nu vor să recunoască faptul că dacă se întâmplă ceva neplăcut în viața lor, au și ei o responsabilitate sau au și ei o parte de vină. Vedeți că nu întotdeauna ceea ce vine asupra noastră este doar din exterior și nu putem controla. De multe ori avem și noi o anumită, un procent de vină în ceea ce ni s-a întâmplat. Și mulți sunt care nu recunosc lucrul acesta și dau vina doar pe cineva din afară. Eu nu am nicio vină. Nu am absolut, degeaba am primit lucrul acesta. Dacă se întâmplă ceva rău, unii recur la resentimente și la ură. Nu pot să-l iert. Mi-a distrus viața, mi-a distrus copilul, i-a scos vorbe urâte copilului meu sau soției mele sau mie. Nu-l voi ierta niciodată. Frații mei, cunosc personal 2 frați de corp și de credință și am mers cu pastorul într-o vizită la ei. Fraților, decât să fiu în cer cu el, renunț eu la cer. Decât să fiu cu fratele meu de corp și de credință în cer, decât să fim amândoi, renunț eu, lasă-l să fie el și renunț eu. Câtă ură și câte resentimente asupra celuilalt. Cui face rău, în primul rând, ura și resentimentele? Mie îmi face rău, frații mei. Mie îmi face rău ura pentru fratele meu. În primul rând, pentru că nu pot dormi noaptea, dacă e o conștiință cât de cât, nu poți dormi noaptea, te frămânți pentru că nu-l poți ierta. În al doilea rând, știi că Dumnezeu a spus, nu vrei să-l ierți, nici eu nu te voi ierta, nicio problemă. Nu-l ierta. Și îmi place să spun întotdeauna în astfel de situații, știți ce mă face ca să întind mâna și să spun fratelui meu, iartă-mă, frate? Îmbrățișarea care urmează. Nimic din această lume nu poate ca să-ți ia îmbrățișarea care urmează atunci când știi că fratele tău te-a iertat și când știi că tu poți ca să-l ierți pe fratele tău. Și poți conviețui împreună, în familie și în această biserică. Decât să vii aici cu ură pentru el, mai bine stai acasă
și te pocăiește în sac și cenușă. Și când ai spus, Doamne, vreau să-L iert, Doamne, nu trebuie să vină la mine să-și ceară iertare, eu deja îl iert. Și să știi că vii cu un alt tonus la locul de întâlnire. Altfel îl privești și ești dispus să mergi să-i spui, pacea Domnului, fratele meu, te-am iertat, nu am absolut nimic cu tine. Ai puterea să faci lucrul acesta? Și unii oameni, când se întâmplă ceva în viață, privesc cu resentimente și cur la celălalt, în loc să aibă de la Dumnezeu putere ca să spună, te iert, fratele meu, chiar dacă mi-ai distrus viața, eu te iert. Când ți se întâmplă ceva rău și este vina ta, este normal ca să te autocompătimești, dar nu este normal ca să te învinuiești toată viața. Și sunt unii oameni care trăiesc cu această povară întreaga lor viață. Nu pot să mă iert. E nevoie ca înainte să-l ierți pe altul să te poți ierta și pe tine? Mulți greșim. Și mulți am făcut greșeli, poate în tinerețea noastră, în privința alimentației, a programului de activitate. Am dormit puțin, am muncit foarte mult, ne-am alimentat cum nu și știam că nu-i bine, dar am continuat, că ne plăcea și n-am avut nimic pe moment. Dar mai târziu suportăm unele consecințe. Este bine ca să te ierți, spui, Doamne, dă-mi putere ca să mă iert și să nu mă apese această povară toată viața mea, pentru că dacă voi îngădui ca să mă apese, într-o zi voi claca și voi cădea definitiv sub această povară. Unii, atunci când ajung în astfel de situații, recurg la droguri și la alcool. Își neacă viața în alcool. Și cunosc personal astfel de persoane, nu pot, viața mea e distrusă, George, mi s-a năruit viața, nu mai am altă șansă decât să beau în continuu ca să uit de probleme. Și știți că Biblia compară pe un astfel de om cu puturosul. Știți ce spune proverbul despre cel că despre leneș? Să mai dorm puțin. Și după ce se trezește, constată că nu are nimic, mai mă culc un pic ca să uit de toate. Și de foame și de și sărăcia vine peste el ca... Vedeți? În loc să alunecăm pe căi grește de raportare la tragedie, să privim la Dumnezeu. Și spunea David atât de frumos... Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Și el nu așteaptă răspuns de la el, ci el singur își dă răspuns, pentru că a trăit, cum se spune, în viața lui acest lucru. El spune continuu, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. El nu va îngădui ca să ți se clatine piciorul, dar dacă totuși, ce faci? Nu mai privești la el? Nu mai speri în ajutorul lui? Nu mai crezi în el? Frații mei, haideți să vedem acum, practic, cum pot eu să-mi fac pentru a crește credința mea în timpuri de criză. Ceea ce pot face astăzi, astăzi și acum eu. Am văzut cum să ne raportăm la vremuri de criză, ce să nu facem, dar ce să fac astăzi, cât încă mi este bine, cât încă totul este... confortabil în jurul meu, ce să fac dacă se va întâmpla acest lucru? Cum să fiu pregătit? Pentru că în orice domeniu al vieții, dacă nu faci o pregătire în prealabil, când te lovești de problemă, nu știi cum să-i faci față și cum să reacționezi. În primul rând, trebuie să împlinim cuvântul în viața noastră, să nu fim doar ascultători uituci, ci să fim ascultători activi, așa cum a fost și Avram. Doamne, te-am ascultat pasiv, dar mă duc, adică și ascult cuvântul Tău. Trăirea unei vieți de credință ne furnizează resursele potrivite pentru timpul de încercare. Cum te vei raporta la timpul de încercare? Exact cum te raportezi și astăzi la timpurile de belșug și de prosperitate. Nu vei face altceva atunci. Te vei raporta exact ca acum. Lasă, frate, când vor veni acele vremuri, voi ști eu cum să mă comport. Îmi spunea cineva, frate, lasă-mă cu teoriile astea, când va veni criza și persecuția, știu eu atunci ce să fac.
Când vor veni, când vremurile voi vedea că eu că vor fi pe sfârșite, atunci am să mă pocăiesc și eu așa cum Dumnezeu îmi cere. Frate, am spus, te raportezi greșit la situație. Nu te vei pocăi niciodată dacă nu te vei pocăi acum. Atunci, din contră, te vei înrăi mai tare. Și te vei înrăi nu pe viață, ci pe Dumnezeu te vei înrăi. Dacă astăzi, în timpuri de belșug, și putem, din toate noi putem spune timpuri de belșug, timpuri prospere, nu știm ca să ne raportăm, să ne trăim credința așa cum El ne cere, în timpuri de răstriște, nu vom putea ca să facem față. Mi-aduc aminte fratele Procș. Cine și-l mai amintește, bătrânul Procș, venea la amvon și nu mai putea vorbi decât maxim 30 de minute, parcă văd și cu paharul de apă pe amvon, și spunea, fraților, vor veni timpuri grele peste poporul Domnului. Dacă noi astăzi suntem învățați doar cu tort, cu tot felul de bunătăți, cu tot felul de belșuguri în viață, când vor veni crizele în viața noastră, nu vom face față. Și erau 40 de ani în urmă când Dumnealui vorbea. Ce trebuie să mai facem ca să putem face față? Să ne raportăm la probleme cu inima pe genunchi. Spunea Iacob, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară cui? De la învățătorii lumii, de la rabini, de la pastori, de la academicieni, de la profesori, din literatură? De la cine s-o ceară? De la Dumnezeu, care o dă fiecărui acum, cu inimă largă, o dă din toată inima, o dă. Și ea îi va fi dată, dacă vrei ca să ceri. Dar ce înseamnă să o ceri? Să te pleci pe genunchi, Doamne, dă-mi, te rog, înțelepciune, ca să știu cum să mă raportez la timpurile care vor veni în fața noastră. Și frații mei, când spun timpurile care vor veni sau situații neplăcute, nu mă refer doar la o tragedie în viața mea, ci mă refer și la timpurile care ne stau în față ca individ, ca familie și chiar ca biserică. Trăim timpuri în care Satana lovește din ce în ce mai mult în familie. Și mă îngrozesc când văd că în familii care le credeam beton, astăzi, spunea cineva, păi da, pastore, familia lui e o familie de modă mai veche, dar familia mea este o familie de modă nouă, de timpurile pe care le trăim. Și îmi spunea pastorul, auzi ce a zis de tine și de sora Silvia Cutare? Nici o problemă, lasă să fiu o familie de modă veche, dar să fiu împreună cu soția mea și împreună în biserică. Și vreau să vă spun că familia aceea astăzi este așa. Și nu numai că s-au despărțit cu surle și trâmbițe, și membri din biserica din care facem parte. Satana caută ca să distrugă astăzi familia. Satana caută ca să aducă înaintea, peste noi ca biserică, foarte multe probleme. Cum te raportezi la ele? Pentru timpurile de răstriște care ne stau în față, ca biserică, v-ați gândit vreodată cât de pregătit, Doamne, sunt eu ca să fac față? Auzim adesea în jurul nostru, biserica de mâine este formată din tineri, copiii și tinerii noștri. Și stau și mă gândesc și uitându-mă la ei, vă spun sincer, din toată inima, cât de pregătiți sunt copiii noștri ca să facă față vremurilor care vor veni peste biserica din care facem parte. Cât de pregătiți sunt, dar cât de pregătiți sunt eu? Înțelepciunea este disponibilă doar pentru cei care se încred în Dumnezeu și îi cer călăuzire. Adică să mă abandonez cu totul în călăuzirea lui Dumnezeu. Doamne, nu știu încotro să merg. Doamne, nu știu încotro să iau. Te rog, ajută-mă. Și fii cu mine și ia tu deciziile în locul meu, iar mie dă-mi putere ca să accept orice decizie pe care tu o vei lua în dreptul meu. Ce trebuie să mai fac astăzi? Să mă bucur de binecuvântările lui Dumnezeu. Îmi place enorm de mult imnul corului de la Podiș. Ați auzit de Podiș, da? Bucurați-vă! Și spune Scriptura în Geneza 6 cu 63, parcă, într-o seară,
când Isaac a ieșit ca să cugete în taină pe câmp. Fratele meu, când te-ai bucurat ultima oară de binecuvântările cerului? Nu numai de cele mega, ci de cele mici. De regulă sunt o fire mulțumitoare, foarte mulțumitoare. Și îmi place ca să-i mulțumesc Domnului pentru cel mai mic lucru pe care mi-l oferă în viața mea. Pentru absolut orice. Dacă pot să fac doi pași, îi spun, sărut mâna, Doamne, că pot să merg. Și că pot să mă trezesc și pot să mă culc și că pot să beau un pahar de apă și pot să mănânc. Din toată inima îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Să ne bucurăm de bucurile lui Dumnezeu pe care El ni le oferă în fiecare zi. Un gând inspirat spune așa, cultivați o atitudine de mulțumire și de recunoștință. Căutați lucrurile care aduc bucurie și mulțumire în inimă. Și un alt lucru pe care eu trebuie să-l fac astăzi, ca să pot face față atunci, să-mi trăiesc viața de zi cu zi. Să o las pe ziua de mâine, să o las în pace, să o las în mâna Domnului. Să-mi trăiesc viața de zi cu zi. Învățam noi la studiile școli de sabat cu 2 sau 3 trimestre sau un an în urmă, nu mai rețin exact cât, că din îngrijorările pe care eu mi le fac cu privire la viitor, mai rețineți cât din ele la sută nu se vor îndeplini niciodată în viața noastră. 80%, frații mei, spun specialiștii. Vai, dacă nu ia fata examenul la facultate, dacă nu ia bacul sau capacitatea, dacă nu ajunge cu bine până acolo, dacă soția îi va face figuri, dacă nu îi va fi nu știu cum, dacă. Și de multe ori clacăm în fața acestor, cum să spun, suspiciuni ale noastre. Dacă se va întâmpla. Și din toate care noi le presupunem că se vor întâmpla, 80% nu se vor întâmpla în viața noastră niciodată. Dar noi trăim sub această presiune. Nu vă îngrijorați, Domnul Hristos, cu privire la ziua de mâine. Dacă priviți la vrăbiile noastre, de pe gardurile noastre și de pe sârmele de telegraf, ele ne vor putea ține cea mai frumoasă predică în sensul acesta. Ele muncesc, dar nu se îngrijorează. Le-ați văzut vreodată moarte de foame? Nici vara și nici iarna. Dumnezeu are și Dumnezeu le dă ca exemplu pentru noi oamenii. Ajunge zilei, spunea el, necazul ei. Cheia fericirii secretă se găsește în capacitatea, dispoziția și hotărârea noastră de a fi dătător de bucurie și fericire la semeni în orice împrejurare. Putem trăi o viață curajoasă și victorioasă dacă luăm hotărârea să fim mereu dătători cu ajutorul lui Dumnezeu. Unele dintre cele mai bogate binecuvântări ale lumii au venit prin cei a căror viață s-a năruit. Și aș vrea spre încheiere să vă citesc 2 gânduri, unul al Sfintei Tereza d'Avila, care spune așa, păzește-te de a spune, eu aveam dreptate. Nu a fost corect ca eu să sufăr aceasta. Nu aveau niciun drept să mă trateze astfel. Dumnezeu să ne izbăvească de astfel de dreptățuri. Iar când suntem onorați, lăudați și tratați frumos, să ne întrebăm cu ce drept avem noi parte de aceasta. Când suntem tratați frumos, ne bucurăm așa, sunt și eu cineva. La școală de sabat se spunea, Dumnezeu dă unuia 5 talanți, unuia 1. La cine este riscul mai mare de necredință? La cel cu 5 sau la cel cu 1? La ambii, că ăla cu 1 poate să spună, păi da, stai, adică ăla e mai bun ca mine? Eu de ce? Eu numai 1 merit, Doamne? Eu numai 1 merit. Și ticălosul ăsta merită 5? Și cel cu 5 spune, da, uite mă, vezi? Ia uitați-vă, bă, la mine. Vezi, eu am 5. Voi? Sunt mai bun ca voi. Și te tratează cumva așa de la înălțime. Când ești tratat bine, să te întrebi, merit eu acest lucru? Merit sau nu merit?
Un alt gând al altui Johnny Erickson Tada, nu știu cine este, dar mi-a plăcut foarte mult și le-am pus și eu pe hârtie, spune așa: Dumnezeu este un maestru artist și sunt aspecte ale vieții și caracterului tău, lucruri de calitate pe care El dorește să fie observate de ceilalți. Și astfel, fără trucuri flagrante sau șmecherii evidente, Dumnezeu aduce în viața ta contrastul rece și întunecos al suferinței. Acest contrast a așezat alături de caracterul de aur al Domnului Hristos în tine, va atrage atenția celorlalți la El. Lumină alături de întuneric, frumusețe alăturată necazului, bucurie alăturată întristării, un duh dulce, răbdător alăturat durerii și deznădejdii, sunt contraste majore care au darul de a atrage atenția altora. Tu ești pânza pe care El pictează adevăruri glorioase, împărtășind frumusețe și inspirându-i pe ceilalți, pentru ca astfel oamenii să îl poată vedea doar pe El. De modul în care eu mă raportez la diferitele probleme ale vieții, atrag atenția oamenilor la Domnul Iisus Hristos. Și oamenii abia așteaptă să vadă cum se raportează ăsta, sâmbătarul, la probleme. Că noi știm, noi facem orice. Să văd El cum se raportează. Când a murit tatăl meu, îmi spune cineva așa, zice, văd că la voi este diferit decât la noi la înmormântări. Nu răgniți, nu urlați, nu vă smulgeți părul, nu țipați, nu faceți altfel de lucruri. La noi, ce noi ne... Zice, mi-a plăcut atitudinea voastră, voi copiii și cei apropiați de familie. Continui ideea. Modul în care tu și cu mine ne comportăm în încercările mici și mari face lumea ca să se oprească în loc din goana ei febrilă. Răspunsul nostru evlavios la acele piedici și cumpene din viețile noastre literalmente spulberă pavăza psihologică a minții sceptice. Necredinciosul nu mai poate atunci să refuze să vadă realitatea credinței noastre. Și vreau să închei cu un gând inspirat din cartea Hristos, Lumina Lumii, care ne spune așa: în infinita sa înțelepciune, Dumnezeu a ales piatra de temelie și El însuși a așezat-o. El a numit-o temelie sigură. Lumea întreagă își poate așeza deasupra ei toate poverile și durerile. Le poate duce pe toate. În deplină siguranță pot construi pe ea. Hristos este piatra încercată. Pe cei ce se încred în El nu îi va dezamăgi niciodată, pentru că El a trecut toate testele. El a îndurat presiunea vinei lui Adam și vina posterității acestuia și a ieșit mai mult decât biruitor peste puterile răului. El a purtat poverile aruncate asupra Lui de fiecare păcătos pocăit. În Hristos, inima vinovată a găsit alinare. El este temelia sigură. Tot cei ce își pun încrederea în El se odihnesc în siguranță deplină. Aceasta este singura temelie pe care putem construi în siguranță. Este suficient de largă pentru a ne cuprinde pe toți și suficient de solidă pentru a susține greutatea și povara întregii lumi, inclusiv pe a mea și inclusiv pe a ta, stimate frate și stimată soră. Rog pe Domnul ca, în cazul în care vom trece prin situații neprevăzute în viața noastră, să avem credința maximă în făgăduințele Lui, să ne așezăm la piciorul Lui, să ne spunem, Doamne, nu știu cum să mă raportez. Din toată inima Te rog, ajută-mă. Dă-mi putere și fii, Te rog, alături de mine. Și felul în care eu mă raportez și voi trece pe aici, să Te așeze pe Tine în fața oamenilor și ei să vadă frumusețea caracterului Tău prin modul în care eu mă comport în situațiile de criză din viața noastră. Frații mei, Domnul să ne dea putere la aceasta, să ne ajute El. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Asta nu înseamnă că este obligatoriu ca să se întâmple ceva rău, nu.
Dar dacă se va întâmpla, să știm cum să ne raportăm. Pentru ca în totul și în toate numele Lui să fie slăvit și numele Lui să iasă în evidență și oamenii să privească mai mult la El prin felul în care eu mă raportez la încercările vieții. Vă doresc binecuvântarea Domnului, har și pace de la El, vă doresc inimă bună, gânduri bune în continuare și Dumnezeul păcii să fie cu noi cu toții. Amin.